Deja partenerii dumneavoastră cu care sunteți în divorț de ceva vreme de la PSD spun că sunt manevre electorale toate poveștile astea. Cum răspundeți? Păi, acum știți că eu încerc să fiu echilibrat, dar văd că domnul Gâdei ne acuză de că ne batem joc de bucureșteni. Acum îi dau și replica. PSD-ul întotdeauna a avut impresia că ei știu tot și că nu e necesar să mai spună și poporul cuvântul și să spună ce gândește. Cam așa e. Ne batem joc de bucureșteni că îi lăsăm să se exprime, să spună ce doresc în București. Cam așa sună în momentul de față. Înseamnă că PSD nu are nevoie să se consulte cu oamenii. Oamenii nu mai contează în toată ecuația asta. Deci eu nu spun că trebuie făcut sau nu trebuie făcut ceea ce se întreabă în acel referendum. Aia vor stabili bucureștenii, că așa este normal. Dar sunt perfect de acord că trebuie, dacă se dorește un referendum, dacă se dorește consultarea populației, este foarte bine. Luăm un exemplu unde există o democrație extraordinară, Elveția. La ei, orice măsură se ia, există un referendum pentru a se stabili dacă oamenii sunt de acord sau nu sunt de acord. Și uite ce bine merge Elveția, ce nivel de trai au acolo. Dacă avem impresia că noi, ca dacă suntem niște politicieni, stabilim orice în România și este bine, iar oamenii nu contează, este total greșit. Deci asta cu referendumul, credeți-mă că trebuie să se desfășoare, oamenii au dreptul să spună părerea, s-o pot spune și așa, și invers. Poate au dreptate cei de la PSD, poate au dreptate cei de la USR, nu știu, noi, alții, asta depinde de ceea ce votează oamenii. Domnul Dar trebuie să-i lăsăm.